Salut, eu sunt Zen și bine la un nou video de pe canalul meu. De data aceasta uh, fac un videoclip ceva mai diferit de ceea ce fac eu de obicei. După cum veți încerc foarte multe lucruri noi. Uh, de data aceasta vreau să vă prezint un PC de gaming uh, care costă în jur de 3000 de lei. Uh, o să vă arăt configurația PC imediat. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, apăsați pe acel buton de like și să lăsați un comentariu cu următorul PC cam cât ați vrea voi să coste, cam ce preț să aibă în câți bani să-l încadrez ceva de genul. Uh, și o să încerc să fac, doar că vă rog să nu fie mai puțin de 1600 de lei, mai puțin 16 de 16 milioane, pentru că de acolo chiar nu se mai poate face absolut nimic, cred. Uh, și încerc să fac PC-uri cât de cât ok Din câte mai știu eu uh, Bun M-am uitat un pic pe aici prin prețuri, componente Suntem pe site-ul PC Garage uh, Nu uitați, aveți în descriere uh, Wishlist cu PC-ul Bun în primul rând începem cu placa de bază. O să aleg o placă de bază de la MSI pentru că toată placa sa, uh, tot o placă de bază de la MSI am și eu. Am un uh, um, B150M Mortar dintre ăsta, sau nu știu, parcă de ăsta, aparna, nu? nu, nu știu, mă rog, uh, mă rog, uh, aveți în descriere, nu mai știu exact care e. Uh, de data aceasta o să aleg un MSI B250M Mortar. Uh, e o placă de bază foarte bună, suportă noua generație de procesare de la Intel. Se descurcă cât de cât ok, adică se descurcă chiar ok în benchmark-uri, după cum am văzut pe, pe YouTube um, Ca procesor, o să aleg un i5 și mă uitat băi, frate Deci văd aici i5 cabile, um, 7500, frate ei cu 9970 de lei Și când vă gândiți că eu, pe procesorul meu, adică pe 6400, am dat 900 de lei Mă rog, am dat 1000 atunci, pentru că atât, atât era prețul atunci și gândiți-vă, 2,7 GHz ăsta are 3,4 și mai e și generația 9 și costă cu 70 de lei mai mult și e mult mai bun. Um, da, cum trece timpul. <laughs> bun, alegem un cabilec 7500 ca și um, placă video. O să aleg o placă video în 1050 de la MSI. îl avem deja, l-am mai deja aici. Uh, pentru că asta din câte am văzut eu are frecvențele mai ridicate decât celelalte, cum ar veni. Uite, o punem în comparație cu cum zice, cu acest 150 Ti. Uh, de 4 GB, ăsta are 2 GB doar. Și pe asta dacă îl punem în, în comparație, are frecvențele un pic mai mici. Și cred că benchmark uri sunt chiar egale. Uh, mă rog, alegem acest 1050 uh, de la MSI Bun, următoarea, memorii RAM memorie RAM HyperX ca de obicei, nu știu frate, eu n-am ales niciodată altceva în afară de HyperX uh, Și văd că au scos și pe cele 14, n-am intrat de mult să mă uit pe, pe la componente Latență sau nu mai știu cum se numește asta Mă rog, um, față de am pe 15, sunt un pic mai lente din cât am înțeles Uh, cu cât e mai mare chestia Cu atât sunt puțin mai lente Bun, ca și carcasa o să aleg carcasa pe care o am eu Voi aici aveți două, mai, uh, două alegeri de făcut Vă luați ori Zalman Z3 Plus Ori Zalman Z3 normal Să să văd dacă e și asta pe aici Zalman, uite, Zalman Z3 uh, E exact aceeași carcasa Doar că nu are geamul, gemulețul ăla Nu știu dacă mai are ceva în plus ăsta, Z3 Plus, dar nu cred Oricum o să aleg Z3 Plus pentru că Nu știu, arată mai bine la design cu gemulețul ăla Să vedem la un drum Arată super bine și e super bună carcasa uh, Ca hard disk o să aleg un uh, WB Blue uh, Eu am ceva de la Seagate Parcă, dar nu mai văd pe-al meu pe aici pe site Probabil că l-au scos, habar n -am. Mă rog, o să aleg asta de un tb uh, 7000 de rotați Pe minut, mă rog, cam toate au așa um, Ca și sursă O să iau un uh, Seasonic S12 De 520 de Mamă, deci mereu un chestia asta Mă rog 520, da? E de 520 uh, Pe asta o am și eu Da, tot pe asta am și eu de 520 Și o surță care își face treaba destul de bine Mă rog, cred că am, aș putea să fac peste asta de 620 Dacă nu mă înșel Da, o să o să fac pe asta de 620 am mi se pare că sar un pic peste Da, cu vreo 90 de lei uh, Mă rog, cam asta ar fi PC-ul Nu uitați, aveți uh, wishlist-ul în descriere Cred că PC-ul ăsta văce absolut orice joc în 60 frame-uri cu setării uh, medii spre maxime. Și da, dacă mai vreți episoade de genul cu PC-uri, nu ezitați să apăsați pe butonul de da, like. Și noi vedem data viitoare. Pa, pa!